Răzvan, CEO, președinte și CEO Raiffeisen Asset Management, cu care vom discuta despre investiții, diversificare, randamente, portofoliu sau soluții de portofoliu pentru investitori. Aș începe cu structura pe care o oferă din punct de vedere investițional Raiffeisen Asset Management, care administrează 13 fonduri, am numărat eu, și o să te las pe tine să le treci un pic în revistă. Fonduri în lei, fonduri în euro, fonduri în acțiuni, un fond în acțiuni și respectiv un fond de pensii. Dați-mi voi în primul rând să vă spun și o bună ziua și să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mergând mai departe la întrebarea dumneavoastră, cred că ar fi foarte important să spunem că un manager de fonduri trebuie să vină cu soluții care să fie accesate de către investitori. Pentru că procesul este puțin invers, adică noi creăm un fond care credem că răspunde unei nevoi pe care o are clientul și ulterior clienții vin și pun bani în fondul respectiv. Structura pe care noi avem pe fonduri explică cumva exact ce am spus mai devreme și aici avem o zonă de fonduri care sunt cu risc scăzut și care sunt foarte ușor de înțeles, spunem noi, care se adresează în general clienților cu venituri medii. La fel cum avem și instrumente, fonduri care sunt ceva mai sofisticate, să spunem și cu un anumit nivel de risc, ceva mai mare, care mai degrabă se adresează clienților, să spunem, mai educați sau care sunt cunoscători. Da, structura pe valută este importantă pentru că la fel investitorii aleg să economisească într-o valută sau alta. În principiu, leul este valuta în care cei mai mulți clienți aleg să economisească, mai ales când venim vorba de clienții cu venituri medii și, bineînțeles, euro, care reprezintă în continuare o componentă foarte importantă dacă ne uităm la tot ce înseamnă economia românească și la fel și la decizia de investire. Întrebarea următoare, și vreau să trecem repede pe răspunsul ăsta, dar logică, este de ce m-aș duce către o companie de administrare de fonduri cu economiile mele personale care să-mi propună soluții de investire în loc să mă duc direct la o bancă să fac un depozit, în loc să mă duc direct pe bursă să investesc în acțiuni, asta pentru că avem și un fond pe acțiuni. Care ar fi, să spunem, sau presupunem că există un avantaj sau mai multe, sau care ar fi diferența? Păi, sunt cumva mai multe întrebări într-una singură. Fondurile sunt foarte versatile, sunt foarte ușor de folosit, dacă vreți, și în același timp îmi oferă anumite atribute, să spunem, pe care poate nu le-am pe toate investițiile. Bun, dacă ne comparăm cu depozitele, dacă vorbim de conturi curente și depozite, atunci da, se poate face economisire, dar trebuie să avem în vedere o relație, dacă vreți, care e valabilă pe termen lung, faptul că rata de dobândă la cont curent și depozit este mai mică decât cuponul pe care îl plătesc obligațiunile, care la rândul lui este mai mic decât dividendele plătite de acțiuni. Asta este o afirmație foarte scurtă, cumva, și are în vedere și nivelurile de și risc. Și răspunde și exact unui profil de risc mai conservator total sau moderat sau crescut. Noi spunem că nu putem să facem economisire pe termen lung cu produse pe termen scurt. Intuitiv, dacă vreți, ar trebui să sune corect pentru oricine. Deci dacă ne gândim la diferențele de randament pe termen lung, atunci poate ca a alege între un fond sau un alt instrument care presupune ceva risc și termen de investire mai îndelungat, să facă diferența între o pensie mai mare și mai mică. Asta foarte simplist vorbind. După aia, unde cred eu că este foarte bine... Deci aici, cumva, să tragem o concluzie, o societate de administrare de fonduri face pentru mine efortul pe care ar trebui să-l fac singur și în deplină cunoștință de cauză, să investească suficient de inteligent încât să-mi asigure
E bine că, că ați spus asta, poate ar fi bine să explicăm un pic cum funcționează. Exact. Da? Pentru că investitorii vin și pun la oaltă o sumă de bani. Banii sunt puși, dacă vreți, pe un fel de firmă. Este de fapt un contract de societate civilă, deci nu dau pur și simplu banii administratorului, ci îi grupează într-o găleată, dacă vreți, mai mare de bani, pe care administratorul o investește în funcție de mandatul pe care și l-a asumat prin prospect. Da? Deci eu spun, ok, banii care sunt în fonduri un plus, spre exemplu, îi voi investi în aceste tipuri de active și am anumite reguli pe care trebuie să le respect. Deci investitorul le știe de la bun început. Le știe de la bun început și eu investesc banii investitorului, nu sunt banii mei și trebuie să respect mandatul respectiv. Ce aduce în plus? Faptul că pot să intru în fond și să ies teoretic oricând. Trebuie să țin cont de faptul că există o perioadă recomandată de deținere. Pe de altă parte, în momentul în care am scos banii, nu am niciun fel de penalitate. Așa funcționează fondurile. La fel, sumele pe care le investim. Și asta cred că e important de spus, pentru că de multe ori investitorii spun, sau posibilii oamenii care vor să economisească, spun, domnule, dacă vreau să fac investiții, atunci trebuie să ai bani, trebuie să ai bani. Exact, mulți. Chiar vreau să întreb, există o limită minimă? Limita, în sus nu putem. Poți să cumperi minim o unitate de fond la început. Și acum depinde foarte mult, ca să vă dau un exemplu, RomPlus are valoarea unității de fond în jur de 200 de lei, dar ea a fost 100 de lei acum 10 ani de zile când s-a lansat fondul. Deci, teoretic, cu 100-200 de lei sumă investită inițial, putem găsi fonduri în care să plasăm acești bani. Ulterior, poți să cumpăr și o fracțiune de fond. Deci, un scenariu în care am pus, să spunem, 200 de lei la început și după aia mai pun încă 50 de lei pe lună în fondul respectiv, este perfect practicabil. Care este fondul cu cea mai mare valoare pe unitate de fond în momentul ăsta? Aici o să vă răspund, dar este un caz particular. Cred că cea mai mare valoare este de 100.000 de lei pe RON Plus, clasa cu distribuție de dividend, dar asta pentru că în loc să se acumuleze, dacă vreți, valoarea în valoarea unității de fond și atunci să-mi iau câștigul când răscumpăr, noi distribuim dividende. Da. Ar fi foarte complicat, gândiți-vă că dacă am avut un câștig, să spunem, de, nu știu, 50 de lei într-un an, să plătesc un dividend de, știu eu, 2 lei, 3 lei pentru toți investitorii. Și atunci am pus această limitare de sumă. Da, asta e un caz extrem. E un caz extrem. Față de cei 200, să spunem, o limită de sumă. În jurul acestei sume. Deci vorbim de 50 de euro, de până într-o 100 de euro, cele mai multe dintre fonduri sunt acolo, ceea ce este și aliniat cu faptul că ne adresăm către clienții care au această capacitate de economisire. Deci nu trebuie să fie sume mari. Revenind la avantajul de a lucra sau de a-ți duce banii către un administrator de fonduri, în loc să faci singur lucrul ăsta. Ne gândim așa, fondul poate, sau administratorul fondului poate să investească acești bani teoretic în orice instrument din lumea asta, pentru că are o cantitate mare de bani. Pe RomPlus, spre exemplu, avem peste 2 miliarde de lei. Da? Una este să administrezi, să spunem, 100 de lei și să spui, bun, în ce pot să cumpăr cu 100 de lei? Pot să cumpăr două obligațiuni? Poate că nu pot, poate mi-ar trebui 200 de lei. Deja dacă vreau să cumpăr, să zicem, 10 obligațiuni, poate îmi trebuie 1000 de lei. În schimb, în momentul în care pui o sumă mai mică, care împreună cu altele se transformă într-o sumă mare, accesul la, în principiu, orice produs de investiții este posibil. Deci ăsta ar fi un avantaj. Al doilea avantaj ar fi că cei care decid când să cumpere, când să vândă, ce să cumpere sau ce să vândă, sunt profesioniști. Cu alte cuvinte, pot să fac o administrare, cum a spus dumneavoastră, pe cont propriu, dar sfatul sau recomandarea este faceți în momentul în care înțelegeți ceea ce faceți. Deci cine decide să investească trebuie să știe care poate sună cam puțin minime cunoștințe legate de cum se fac investițiile. Trebuie să știe ce face. Deci e important de știut că chiar și în cazul în care ne îndreptăm spre un administrator de fonduri, unde lucrează oameni foarte bine informați, foarte buni profesioniști, noi înșine trebuie să înțelegem foarte bine produsul în sine.
Asta este primul lucru. Adică pasul să fie făcut în deplină cunoștință de cauză. Este, din punctul meu de vedere, o condiție fără de care nu se poate. Nu punem banii acolo unde nu știm ce se întâmplă cu ei. Da? Din fericire, spuneam că avem fonduri care sunt relativ simple și știm așa, în ce investește fondul? Investește în depozite bancare. E un lucru pe care îl știe toată lumea. Investește în titluri de stat, în obligațiuni emise de statul român. Bun, poate n-am auzit de termen ca atare, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că statul român se împrumută de la fondul pe care noi îl administrăm. Deci unde se duc banii, împrumută statul. Este poate suficient la momentul ăsta să înțeleg asta. Împrumut pentru care se pentru primește care, în termeni generici, voi primi o dobândă, voi primi un cupon. Există și aici niște riscuri asociate. Deci nu înseamnă că dacă am dat bani statului român, n-am niciun fel de risc. Într-adevăr, riscul ca statul să nu mai dea bani înapoi este redus, sau cel puțin noi ca și români suntem obișnuiți teoretic cu a trăi în România și perceput, dacă vreți, este zero. Pe de altă parte, spre deosebire de depozit, dacă ne uităm că, nu știu, să spunem, primim în 3 luni 100 de unități dobândă, o să primesc în fiecare zi câte o unitate. Deci o să am un grafic care este perfect drept. Pe fonduri există o anumită fluctuație pe care o putem înregistra. Din punctul meu de vedere, nu este de speriat. Dar totul este explicat de la bun început și prospectul fondului respectiv, din, apropo că avem 13 fonduri în prospectul Raiffeisen, dă cadrul în mare, dacă vreți, și există anumite documente care fac parte din ceea ce numim noi documentele fondului, în care este explicat foarte clar. Și aici spune așa, probabil că această industrie este una dintre industriile care, după implementarea unor regulamente europene, este cea mai transparentă sau printre cele mai transparente. Deci pot să văd indicatorul de risc, care este calculat după reguli europene. Da? Și pot să-mi fac o imagine, ok, poate nu înțeleg exact ce înseamnă grad risc 1, dar pot să fac o diferență între ce înseamnă risc 1 și risc 7. Care, și pot discuta cu specialistul să-mi explice, să înțeleg în ce profil de risc mă încadrez, astfel încât să mă duc sau nu neapărat. Aici este necesară o discuție. După implementarea MiFID 2, discuțiile trebuie să fie foarte bine încadrate. Să spunem un pic ce este MiFID 2. MiFID este o reglementare europeană care a venit să protejeze interesele investitorilor și care spun așa, uite, în discuția pe care tu ai cu clientul, trebuie să existe, să spunem, două posibile cadre. Un cadru în care dai consultanță. Și dacă dai consultanță, atunci poți să spui, uite, am înțeles profilul tău de risc și conform profilului tău de risc îți recomand asta. Și atunci clientul știe că noi am făcut o judecată. Când și zic o recomandare. Noi, și o recomandare. E ca un fel de asumare din partea. Este consultanță și este un sfat personalizat. Pe cealaltă parte este oferirea de informații în care eu explic cât se poate de bine clientului produsul pe care clientul ar putea să-l cumpere și clientul face o alegere la final. Decizia cred că asta mi se potrivește. Da? Consultanța presupune contract de consultanță, presupune, dacă vreți, un cadru un pic mai bine reglementat. Oferirea de informații este ceea ce se întâmplă atunci când un client merge la bancă. Uite, mă interesează să investesc, să pun bani deoparte în leu. Avem fondul respectiv, astea sunt caracteristicile, atâta costă. Ăsta este riscul și gradul de risc. Pe de altă parte, nu o să creionez un profil de risc pentru clientul respectiv atunci când îi ofer doar informații. Da, clar. Pentru că am vorbit despre partea de venituri, randamente atunci când plasez, că mă orientez în funcție de profilul meu de risc, recomandat sau nu sau așa, aș vrea puțin despre costuri. Ce mă costă atunci când vin și investesc într-un fond administrat? Păi aici eu aș spune două lucruri. Sau care sunt costurile? În primul rând, clienții în general se uită la randamentul net. Da? Și spun ok. Ceea ce înseamnă randament brut minus costuri. Înseamnă minus costuri. Costurile la rândul lor pot fi, să spunem, de două feluri. Anumite costuri care sunt suportate, să spunem, pentru administrarea fondului, dar care nu sunt altele decât comisiunea de administrare.
cheltuieli de audit, cheltuieli de custodie, cheltuielile pe care sau fiurile pe care le plătim la autoritatea de supraveghere financiară. Deci există o categorie care... Deci cum ar veni, sunt niște costuri pe care societatea de administrare, pentru că face eforturile respective pentru clienți, le împarte cumva cu clienții și acestora le revine o cotă. De fapt, sunt plătite din fond. Deci ce v-am spus până acum sunt plătite din fond, asta înseamnă că în final investitorul plătește aceste costuri. Și există comisionul de administrare pe care fondul, deci din banii clientului, este plătit administratorul. În cazul nostru, Raiffeisen Asset Management. Am putea estima cam ca procent, cam cât la sută dintr-o investiție brută ar însemna costurile care mi se scad să ajung la net? Ele sunt anual, bineînțeles. Da, ele sunt menționate în documentul aferent fondului și se numește Total Expense Ratio, rația de cost totală. Aș spune așa ca și reper undeva în jur de 1 și ceva la sută dacă ne gândim pe medie. Depinde foarte mult, pentru sigur, că acum, spre exemplu, comisionul nostru de administrare este 1% la un fond pe leu și este 0,4%, spre exemplu, pentru un fond pe euro, unde și randamentele sunt mai mici. Dar a zice că în jurul lui 1 și poate 1,5% pe acolo am putea să vorbim de o medie pe fondurile, încă o dată, care nu sunt atât de riscante. Da? Deci pentru investitorul cu venituri medii, probabil că 1 și 1,5% ar fi un reper legat de aceste costuri. Da. Pe de altă parte, ca să vă dau un reper și pe partea cealaltă, un reper de venit net, să spunem, da, dacă ne gândim la fondul nostru de leu, a fost randamentul în jur de 3%, uitându-ne pe an, uitându-ne la un interval de 3 ani. Pentru că v-am zis, pe fonduri, dinamica este un pic mai sinuoasă. Nu putem să ne uităm să alegem cel mai bun de 6 luni, să spunem, ok, de la începutul anului. Din asta se înțelege că ar fi totuși vorba și despre o perioadă minimă rezonabilă în care să-ți ții banii plasați în fonduri. Haideți să vorbim puțin de risc, că sunt cumva corelate. Din ceea ce am văzut noi și din ceea ce vedem, dacă vreți, la nivel global, riscul pe care îl simte cel mai bine clientul în stomac, ca să zic așa, este pierderea maximă. Adică, dacă am avut, să spunem, am investit 50 de lei, am ajuns la 100 de lei, după care am ajuns la 90 de lei, deci am plecat de la 50, am ajuns la 90, în final am câștigat, dar am trecut printr-o 100, riscul pe care îl percepe, dacă vreți, clientul este scăderea de la 100 la 90. Deci, nu de la 100 la 50. Nu de la 50 că a crescut la 90, și pentru că el a avut 100 de lei în buzunarul lui virtual, teoretic, dacă vreți. Da. Și spune, am avut 100 de lei, am scăzut la 90, am pierdut 10 lei. Uh-huh. Scăderea asta de la maximul pe care l-a înregistrat portofoliu până la momentul curent, să spunem, este această pierdere potențială. Ce vrem noi să facem sau ce încercăm este să venim cu instrumente care au o pierdere potențială controlată, redusă. Da? Și atunci pot să spun așa, haideți să luăm un exemplu. Dacă pierderea maximă potențială este de jumătate de procent sau de 1%, cât timp îmi ia ca să pot să recuperez pierderea? Exact. Și atunci pot să spun, bun, pe un fond care este relativ sigur, cu profil de risc căzut, recomandăm 6 luni. De ce? Pentru că dacă ai avut, să spunem, ghinionul să investești la 100 și ai scăzut la 90, bine, sunt niște cifre simple, în 6 luni vei ajunge să scoți la fel de mulți bani cât ai pus la loc. Asta este, dacă vreți, acoperă scenariul acela negativ. Realitatea este că dacă stau suficient de mult timp, atunci încep să ajung la acea performanță pe termen lung, care este și de asta întrebam, acest suficient de mult timp, cam cât să fie? Depinde foarte mult de fond. Pentru fondurile pe care noi le administrăm, poate ajunge durata minimă recomandată până la 3 ani, poate chiar la 5 ani. Dar, iarăși, asta nu înseamnă că s-a întâmplat vreodată. Înseamnă că într-un anumit scenariu ar putea să se întâmple și atunci, ca să nu scoți mai puțin bani și să rămâi cu pierderea marcată, spunem noi, să fie acceptată și rămasă acolo, ar trebui să aștepți pentru că piața își va reveni.
Deci se poate întâmpla, nu știu, dacă ar fi să ne uităm la dinamica BET, să spunem, dacă ne gândim la piața locală de acțiuni, poate am avut o scădere care a durat, care a fost în jur de, nu știu, 30-40%, putem să luăm episodul din iarnă, să spunem, și haide să vedem cât a durat să se recupereze. Dar depinde foarte mult de care și a fost. Și cred că a durat cam așa, adică spre... Este puțin în favoarea investiției în BET, să spunem, pentru că în mod normal, dacă e o cădere pentru un motiv care rămâne acolo, de genul criză financiară, atunci recuperarea se întâmplă mai greu. Noi am avut un factor care a fost considerat, după care n-a mai fost considerat și atunci am avut o recuperare destul de rapidă. Și o întrebare absolut pe lângă, ca o paranteză, dacă ai idee cumva grosomodă, sigur, cam câți clienți, nu știu, ca procent, zic, ai fondurilor administrate de Raiffeisen Asset Management nu au avut răbdare să stea în investiție pe o perioadă rezonabilă încât să marcheze? Să știți că puțin. Pentru că dacă ar fi să ne uităm cumva la profilul de risc al clienților, un profil estimat, să spunem, pentru că nu putem să-l facem pentru fiecare client în parte, în general, investițiile pe care le-au sunt mult sub ceea ce ar putea să accepte. Deci un client care are profil de risc, să zicem, dinamic, cel care poate să-și asume ceva risc, are, nu știu, 30 de ani, are un salariu bun, ar putea să aștepte 5 ani, să spunem, mai degrabă este subinvestit, mai degrabă rămâne în fonduri cu risc de scădere mică. Și atunci nici evenimentul respectiv nu este... Nu îl simți atât de puternic, pentru că riscul de acolo vine. Deși eu știu că povestea la început a fost să pun banii pentru 5 ani, în momentul în care după un an văd că am avut o scădere, stomacul îmi spune nu mai pot să stau, pentru că aș putea să pierd și mai mult. Deci pentru mine, spre exemplu, riscul ăsta nu este un risc atât de mare, pentru că mai degrabă investitorii români sunt subinvestiți din punct de vedere al riscului. Deci ar putea să treacă prin evenimente de risc mai mari. Ar putea spune, deci, că investitorul român încă învață să investească, pentru că nu este obișnuit să stea, sau în orice caz nu majoritatea, să stea cât de mult se poate. Cu siguranță mai avem cu toții de învățat și din punct de vedere educație financiară sunt multe de făcut și avem loc de a învăța. Pe de altă parte, iarăși, comportamentul pe care îl vedem este mai degrabă pe termen lung. Adică, să spunem, avem o discuție împreună și spunem, uite, este recomandat să ții banii minim 6 luni. Și te gândești, da, dar în 6 luni începe școala, în 6 luni poate o să am nevoie de bani de concediu. Realitatea este că după 2-3 ani, banii sunt tot acolo și poate chiar am pus mai mult. Da, pentru că avem o tendință să ne gândim la scenariul cel mai puțin favorabil. Și la nevoi imediate, în loc să ne gândim la economisire pe termen lung. Deci, pentru noi ca administratori, spre exemplu, nu pot să spun că dorința sau clientului de a retrage banii mai repede decât și-a planificat este care o pondere atât de importantă. Mai degrabă vii și ții banii pentru 6 luni și ții pentru ani. Adică, și durata, dacă vreți, durata medie a deținerilor în portofoliu pe care le administrăm este destul de mare. Cam? Mă aștept să fie în jur de 3 ani. Și vorbim de fondurile cu risc scăzut. Întreb pentru că există în general o nerăbdare în orice și timpul pare că s-a comprimat și trece mai repede. Așa cum au trecut și cele 30 de minute, nu mai avem timp să vorbim despre diversificare, că ne propusesem, dar o vom face data viitoare. Super! Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult și toate cele bune! We'll be right back.